Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vorbim despre ce ni se întâmplă nouă în fiecare zi. Oare există vreun bloc în țara asta mai mare de, să zicem, două etaje, trei etaje, așa, în care să nu fie măcar un vecin cu bor, mașină, cu rotopercuție? Băi, uite, eu am măcar unul. În blocul în care stau de vreo 7-8 ani, da, se mai fac lucrări din când în când. Mm. Dar lucrurile care se întâmplau de obicei, alea cu bormașină în weekend, și că în weekend peretele e mai moale, da, un pic, și se dau găuri, nu prea mai avut evenimente de genul ăsta. Crezi că te ascultă vecinii tăi? Că aș vrea să te întreb ce vecini te enervează. Sigur mă ascultă vecinii mei. Deci toți vecinii lui Zau sunt excepționali. Aveți curaj, prieteni, să vorbiți despre vecinii care vă enervează? Da. 0372069599. Telefoane direct sau mesaj audio pe WhatsApp 0728-3D1-3D2. Ce vă enervează la vecinii pe care îi aveți? Uneori nici măcar nu poți să-i identifici. Adică eu, de exemplu, n-am cum să-l identific pe vecinul care stă în bloc cu maica mea și care a aruncat de deasupra, nu știu de la ce etaj, o umbrelă roz ruptă și veche, care s-a prins de caisul care crește în fața ferestrei maica mea. De-a trebuit să mă aburc pe geam și să încerc să prind umbrele aia. Ți-ai riscat viața. Da. Cu mopul ca să o dau jos de acolo. A? Se apasă pe buton. Ai reușit? A reușit. Asta e. Cu mare greutate. Dar cum mă să arunci gunoaie, de exemplu? Ăștia sunt vecini, ăștia mă scot din minți. Care aruncă gunoaie. Că mai faci gălăgie, că mai bocăni, că mai nu știu ce. Dar aia care prăjesc chiftele sau fac jumări, adică... și deschid ușile, așa, la scara blocului să se aerisească frumos. Câteodată ai plăcut pe asta. Casa scării. Acolo depinde cum te prinde. Da. Știi? Dacă te prinde pe foame... Exact. Câteodată îmi vine să mă duc să iau un braț. Serios? Da. Alte dăți, mă irită. Dar oamenii sunt... Am văzut un afiș care s-a viralizat. Este un domn, nu știm din ce oraș, este în spume, nu pot să folosesc toate cuvintele, dar da, o să folosesc așa câteva, niște eufemiste. Dragi vecini, zice, în scara noastră se află un... O să spun eu, vecin, că el, na. Se află un vecin care în fiecare zi de sâmbătă, între orele 12-17, dă găuri în pereți cu bormașina și ciocănește cu ciocanul. Între aceste ore, de obicei, copiii noștri mici ar trebui să doarmă ca să nu ajungă ca vecinul. Dar da, vecinul nu știe acest lucru, deoarece mai mult ca sigur, când era mic, mama lui nu-l lăsa să doarmă la prânz. Vreau să-i transmit un mesaj. Vecinule, există speranță. Și în loc de vecinule, mă rog, vă imaginați ce vreți. Dacă te străduiești un pic, poți fi un om normal. Dumnezeu să te ajute și să ne ajute și pe noi. Acesta e un pamflet și trebuie tratat ca atare. Orice asemănare cu vecinul care dă găuri între orele 12-17 este pur întâmplătoare. Vecinul nostru este un deștept asimptomatic. Foarte bine. Da. Deci, nu aveți, bă, vecini. Aveți curaj să vorbiți despre vecini? Aveam un vecin despre care știam întotdeauna când vine acasă, în special fisul, care avea vreo 10 ani și ușile noastre erau față în față și erau un spațiu de ăsta închis cumva de 1,5 m pe 1,5 m de o altă ușă. Și ăla când venea era cu mingea și dădea cu mingea, se juca în chestia aia preț de, nu știu, măcar jumătate de minut. Și să-i seama cum, sau mingea aia se ducea peste tot, dacă era și urât afară, făcea și... Și l-am întrebat pe Tasu, știi, nu vă supărați, știți, copilul, zic să... Și s-a uitat așa la mine și mi-a zis, e copil, domnule, ce putem să-i facem? Copil. E copil, dar o făcea la nesfârșit, știi? Băi, să știi că, uite, acum dau seama, știi, unii vecini pur și simplu nu-și dau seama. Când eram eu vecin mic, împreună cu prietenii mei vecini mici, jucam fotbal pe stradă și foloseam drept poartă, poarta unei curți, o poartă de-asta de tablă, mă, când dădeai cu mingea în ea, se tremurau geamurile de pe stradă. Băi, și nu... Pentru că nu ne-a zis nimeni niciodată nimic. Acum, cred că dacă aș fi aș înnebuni să joace un fotbal la zidul casei mele. Dacă stai să te gândești la perioada copilăriei noastre, da, versus ce acum, ăștia săraci cu bormașini cu astea. Da, să sunt copii. Da. 0372069599. Ce vă enervează la vecinii voștri sau în general la vecini, așa, nu? Ne băteam cu apă pe scara blocului, răgneam, adică era ceva, era jungla acolo și nu ne vorba ta, nu ne zicea nimeni nimic niciodată. Bine, atunci nu erau tablete. Chifteluțe de pământ ai aruncat vreodată? Da, toate. Deci le-am făcut pe toate, îți dai seama, în bloc. Acum sunt astea, te super că mai aruncă unul. Să nu chiar tot. O umbrelă pe geam. Băi, la mine în Bercina au aruncat o canapea când eram eu mic. Serios. 0728 3D1 grădina blocului câteva săptămâni. 3D2
și mesaje audio pe WhatsApp, dacă vreți, în câteva minute vorbim. Ne-am întors. Da, 0372069599, vorbim cu voi despre vecinii care vă enervează și de ce anume vă enervează. Mulțumim foarte mult pentru toate mesajele, unele sunt super simpatice. Iată ce am primit, zice, nu pot înțelege de ce avem un vecin care fumează în lift. Urmează să pun un senzor pentru detectarea fumului și să atașez de el un mare vas cu apă, să fac un bine meritat duș acum pe vremea asta atât de călduroasă. Mamă, ne scrie Val. Dexter. Da. Val, e supărat rău de dimineață. Da. Cei care își lasă rahatul de căței pe gazonul din fața blocului. Câinele e nevinovat, dar stăpânul ar trebui să strângă după el, nu? Corect. Și corect. Nu doar pe gazon. Pe gazon mai e cum mai e, pe trotuar. Oricum s-au mai civilizat oamenii. Aveam o problemă majoră cu asta. Și acum deja a devenit ceva sporadic, adică chiar. Nu știu cum să zic, o bucurie să mai eviți un... Da, dar vezi, nici nu se mai câștigă la loto ca înainte. Da. Adevărat. Dar tu ai vrea ca persoanele care hrănesc porumbeii să strângă găinațul de porumbei? Asta ar fi, da, să-l spele cu tix. Victor, bună dimineața! Salut! Bună dimineața și la amândoi. Un vecin care, hai să zicem, mai enervat, acum nu mă mai enervează, dar mai enervat este unul care, hai să zicem, da, cu renovatul, dar s-a cam entuziasmat prea mult cu renovatul și... Încă la 12 noaptea încă dădea cu spaclul la el în apartament. Am știut cum e, atunci a prins meseriașul liber. Meseriașul liber, dar având în vedere că el a dat cu spaclul în baie și colan, avem coloană comună, am auzit fiecare mișcare a lui. Să mai zici că nu se muncește în țara asta, uite, la 12 noaptea se muncește. Și mai suntem nemulțumiți. Da, până la urmă și un vecin de lângă mine s-a supărat, s-a dus el să vorbească cu el frumos, de atunci s-a oprit. Aha. Adică înțeleg că l-a vorbit frumos. El la spital cu un picior rupt. S-a mai oprit. 0372069599. Iulius, bună dimineața. Bună. Neața. Hello, Iulius. Bună dimineața. Ia zi-ne. Vecini. Am o vecină superbă, ea stă în blocul meu. Blocul e construit în 1989 și ea mi-a zis că stă prin 70 în blocul ăla. coordonează tot ce mișcă în bloc, locuri de parcare, cred că are și registru de intrare, de evidență. Da. Intră în bloc, cine iese, vrea să mute ușa la intrarea pe aleea blocului. Am o vecină fantastică. Aș dori, chiar vreau să, prin intermediul meu, poate o angajăm undeva la serie, că știe tot ce mișcă pe stradă și tot ce mișcă în sectorul 5. Și are foarte multă inițiativă, nu? Da, dar are vreo 70 de ani și am zis, bine, dar cât crezi că o să mai coordonezi blocul ăsta, că deja ți-a trecut termenul. Da, haide-o să știi tu unde lucrează, ia să... Nu fi rău tăcios acum, da. Oamenii mesaj... mai... fac de lucru. Da, dialog între doi vecini. Salut, zice, se aude muzica de la mine? Da, răspunde vecinul. Bun, scuze. Vezi mai degrabă cu patul, că scârție rău. 0372 069599. Dumitru, bună dimineața. Salut, Dumitru. Bună dimineața, să trăiți. Salut. Eu, de fapt, vreau să vă zic despre vecinii care nu mă enervează, mai exact despre nepoții lor care mai vin de la bloc în cartierul nostru de case unde locuim. Jucau o dată în strada principală fotbal acolo între ei și ce îmi vine mie, zic, hai mă, veniți aici la mine în alee. După care zic, ia intrați voi în curte. Când au intrat copiii și au văzut numai bine iarba atunsă frumos și când au început să șuteze, să facă, să dreagă, să zboare strugurii din boltă, zic, aoleo, cum scap de ei acum. Și până la urmă am scăpat ca să rimingea peste gar și n-am, dincolo de mine e câmp cu mărăcini de aia lipicioși, au intrat pe acolo și au fost nevoiți să plece. Dar nu-i nimic, lasă, te țin minte că le-ai făcut un bine. Evident. Mădălina e și ea cu noi, bună dimineața. Bună, Mădălina. Bună dimineața. Bună. Ia zic. Am un vecin de 3 ani, ne-am mutat într-un apartament, într-un alt cartier și n-am nimic cu copiii, dar... Nu că zic, dar vreau să spun. Țină... Exact. Dar totuși, la ora 1 noaptea să lași copilul să meargă în premergător prin apartament, păi, în zone în care nu există covor, pe gresie, pe parchet, vă dați seama cum se aude. Păi pe covor se împotmolește. Da, dacă ar fi fost un covor, se mai atenua și din zgomot. De ce te împiedici evoluției? Copilul ăla învață să meargă. Da. Știi cum e? Învață la orice oră. Da, e adevărat, n-am nimic împotrivă, ba din contră iubim copiii, dar totuși, ți se pare normal la ora 1 noaptea, copilul să meargă în premergător la ora 1 noaptea copilului? De ce Mădălina, nu pun, domnule, tartan? Să pună tartan în apartament. Unde, în apartament? Aha.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.